subiectele pe care vi le propun. Și dacă sunteți și noastră de acord, putem să adăugăm și altele. Se leagă de măsurile anunțate de guvern în ultima perioadă, referitoare la acel split TVA, cont separat de TVA în trezorerie și problemele sau lucrurile bune pe care le aduce această măsură. Peste 20 de oameni de afaceri din Târgu Jiu au răspuns invitații adresate de către deputatul Dan Vâlceanu de a discuta despre problemele cu care se confruntă mediul de afaceri din județul Gorj. Întâlnirea a avut loc astăzi la Muzeul Județean Gorj. Se leagă de ordonanța dată ieri și o măsură mai veche de care discuta guvernul cu contractele de muncă parțiale, plata contribuțiilor pentru contractele de muncă parțiale la unul din contracte, la nivelul unui salariu minim pe economie, plata contribuției de către angajator, transferul contribuțiilor de la angajat de la angajator la angajat, în sarcina angajatului, și alte lucruri pe care dumneavoastră le-ați identificat, nemulțumiri sau... La dezbatere au fost invitați și primarii celor două municipii din Gorj, Marcel Romanescu, respectiv Gigel Gianu.